În seara aceasta vreau să vă citesc două versete din Sfânta Scriptură care prezintă două chemări și aceste chemări le vom aborda în seara aceasta. Prima chemare se află scrisă la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 11, versetul 28. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Iar a doua chemare se află scrisă la Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 9, versetul 23. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Aș vrea să intrăm într-o rugăciune. Fiecare dintre noastre ar trebui să înțelegeți că Biblia este o carte încuiată și nimeni nu poate pătrunde în ea. Eu v-am deschis-o într-un mod fizic. Nu știu, vi s-a întâmplat vreodată să citiți în Biblie să nu înțelegeți. Și de ce n-ați înțeles? Pentru că Biblia e o carte codată, este o carte cifrată, este o carte încuiată. Singurul care are codul și cifrul este cel care a inspirat-o și nu sunt eu. Este Duhul lui Dumnezeu. De aceea nu putem începe predica din seara aceasta, învățătura, fără să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne deschidă Scripturile. Și să putem înțelege mesajul din seara aceasta cu ajutorul Duhului Sfânt. Facem o rugăciune cu toții. V-am citit în seara aceasta două versete care prezintă două chemări. Prima chemare este veniți la mine, iar a doua chemare este veniți după mine. Sunt două chemări diferite. La prima chemare, veniți la mine, tu ești un câștigător, ești un beneficiar, iar Dumnezeu este pierzător. Deci când Dumnezeu zice, veniți la mine, El pierde și tu câștigi. El își pierde fiul, fiul își pierde viața, este sacrificat, este jertfit, este răstignit, adică Dumnezeu pierde, 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 pierde și prin pierderea Lui primim noi. Ce veniți la mine și eu vă dau. El pierde și noi primim, noi câștigăm, noi suntem beneficiari. Ei, la această chemare, veniți la mine, noi câștigăm totul prin pierderea Lui, nu prin faptele noastre. De aceea, la prima chemare este nevoie de credință. Credința pune mâna pe tot ce a făptuit Hristos la cruce. La cruce, Hristos a anulat toate drepturile diavolului care le-a avut asupra noastră. Noi am fost proprietatea diavolului prin păcat toți. Și Dumnezeu niciodată nu intră pe proprietatea altuia. De aceea la cruce a trebuit să anuleze drepturile de proprietate a diavolului, să-l dezbrace de puterea lui și oricine vine la Iisus, câștigă. Câștigă toate drepturile astea. Deci veniți la mine și eu vă dau iertare, pace, odihnă, noi suntem trudiți, împovărați. Deci prin pierderea lui, prin răstignirea lui, prin moartea lui, prin jertfa lui, noi primim. Toate lucrurile astea noi le beneficiem prin credință, adică nu prin faptă, prin credință. Ce înseamnă credință? Credință însemnează nu să faci ceva, ci să primești ceva făcut. Adică asta înseamnă credința. Nu se bazează pe fapta ta, ci se bazează că altcineva a făcut și tu primești. Deci credința pune mâna pe ceva făcut de altcineva. De aceea creștinismul nu începe cu un fă din partea ta, niciodată, ci începe cu un făcut din partea lui. Gândiți-vă când Maria Magdalena s-a dus în dimineața învierii la mormânt, a vrut să facă ceva pentru Iisus. Și a cumpărat, a cheltuit ca să facă ceva. Surpriză, când a ajuns la mormânt, totul era făcut. Deci nu trebuie să faci nimic, efectiv trebuie să crezi și să iei. O zice cineva către mine într-o biserică, zice, frate, să nu mai predici așa ceva. Că ăștia chiar te cred că nu trebuie să facă nimic. Păi zic, eu asta vreau să mă creadă. Dar noi avem impresia că trebuie să faci ceva, nu trebuie să faci nimic. În prima chemare, veniți la mine, El este perdantul, El face totul, El pierde totul și noi numai luăm. Binecuvântat să fie Domnul. Dar nu de chemarea asta, dacă este un prieten în seara aceasta, trebuie să înțelegeți că nu trebuie să faceți absolut nimic. Trebuie doar să credeți. Acum gândiți-vă la un copil care se naște din pântecul mamei. Ce face ca să se nască? Nimic. Totul face tata cu mama.
Acum, uite, aveți o mulțime de copii. Domnul să-i binecuvânteze. Amen. Puteți să-mi spuneți care dintre copiii ăștia din primele două rânduri are depresie? Dar de ce n-au copiii depresie? De ce n-au depresie? Dar dumneavoastră ăștia mari aveți? Dar de ce aveți? De ce avem stres? De ce avem îngrijorări? De ce avem depresie? Uite, copiii n-au. Păi vreau eu să vă întreb, uite, există un bărbat, o mămică acolo care ține un prunc în brațe. Ce face copilul dumneavoastră ca să mănânce mâine? Puteți să-mi spuneți ce face? Nu face nimic, numai mâncă. Cine face? Mama cu tata. Uite, duceți un prunc de ăsta, de 5-6 anișor, duceți-l la mol. Sau duceți-l undeva în centru și ascundeți-vă după un colț. Și copilul când vede că nu-i mai mami cu tate, zice, ai ce bine. Acum mă uit după un BMW, mă duc pe la mol să văd ce pot să fac, mă aleg o jucărie. Asta face copilul. Dar ce face? Strigă, păi el nu mă interesează nimic. Tati! Și tati iasă după colț și dă tot. Dumneavoastră înțelegeți, treaba noastră e să-l căutăm pe tata. Și tata face pentru noi. De-aia nu există depresie în creștinism. Depresia este incompatibilă cu creștinismul. Adică cum să ai un tată care te ține de mână să trebuie tot? Panicat, tulburat, stresat, îngrijorat. Păi cum e aia? Deci nu se potrivește cu creștinismul. Ei, noi trebuie, dacă noi îl căutăm pe tatăl, tatăl ne dă toate lucrurile, binecuvântat să fie el. Deci căutați împărăția și ce aveți nevoie, vă dă tata. Noi trebuie să vedem să fie tata lângă noi. Asta e căutarea noastră. Și de aceea tata zice, veniți la mine și eu vă dau. Dar el pierde în chemarea asta. Pierde tot, își pierde fiul. Fiul își pierde viața, este în suferință, în scuipat, în huiduială. Noi nu mai câștigăm, nu mai câștigăm, nu mai câștigăm. Ei, acum vreau să vă vorbesc despre a doua chemare, care spune, dacă voiește cineva să vină, dacă sunt puțini care răspund la prima chemare, veniți la mine, deși câștigăm tot, gândiți-vă cât sunt la a doua chemare, veniți după mine, pentru că la a doua chemare perdantul ești tu și câștigă Dumnezeu. Acum se inversează rolul. Acum mori tu, te răstignești tu, te jertfești tu și câștigă Dumnezeu și câștigă împărăția. Deci o chemare, veniți la mine, pierde el, câștigi tu. O chemare, veniți după mine, acum pierzi tu și câștigă el. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, creștinismul are la bază două morți. Că unii dintre noi avem impresia că la baza creștinismului este moartea Domnului Iisus. Da? Asta e baza. Dar mai trebuie o moarte. A cui? Deci creștinismul este format din moartea lui și moartea ta. Jertfa lui și jertfa ta, sacrificiul lui, la prima chemare, sacrificiul lui, jertfa lui, moartea lui. La a doua chemare, deci am fost răstignit eu. Acum mă jertfesc eu. Acum renunț la sinele meu eu. Acum mor eu. De aceea dumneavoastră trebuie să înțelegeți, creștinismul este un schimb de vieți. Niciunul dintre dumneavoastră nu veți experimenta viața lui Iisus fără să muriți. Pentru că asta e la bază, moartea, sacrificiu. Deci dacă vreți, de-aia nu-i viață spirituală în biserică. Pentru că nu murim. Noi nu avem cum să experimentăm viața lui Iisus fără să murim. În momentul când mori, experimentezi viața lui. Adică e un schimb de vieți. El își dă viața pentru tine și după aia tu îți dai viața pentru cine? Pentru el. Binecuvântat să fie Domnul. Nu știu dacă dumneavoastră știți ce însemnează o celulă cancerigenă. O celulă cancerigenă, de obicei, celulele cancerigene se nasc, trăiesc, fac urmași și mor. Și trăiesc prin urmași. Celula cancerigenă este o celulă care nu mai vrea să moară. Deci eu nu mai vreau să mor. Și mănâncă tot. Calcă tot în picioare, înghite tot și mănâncă tot. Ați văzut cum arată un bolnav de cancer? Dar cine l-a mâncat așa? Cine l-a subt? Sunt niște celule care nu vor să moară. Deși ciclul lor este normal. Se nasc, trăiesc, fac urmași și mor.
Adică tu celor zice, eu nu vreau să mor, eu calc totul în picioare, eu mănânc totul și începe să mănânce și mănâncă și mănâncă și mănâncă și calcă totul în picioare, dar ea nu-și dă seama că de fapt omul pe care îl mănâncă moare. Și când moare omul, moare și ea. De ce este numită celulă sinucigașă? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, în momentul când nu vrei să mori, tu trebuie să mănânci tot în jurul tău. Și atunci tu devii o celulă sinucigașă. I-au zis ce spune aici, după ce zice, apoi a zis tuturor, dacă vorbește cineva să vină după mine, acum mai face el. Să se lepede de sine, să-și ia crucea, să mă urmeze. Și următorul verset ce zice? Fiindcă oricine, dacă ești o celulă cancerigenă și vrei să scapi viața, mânci. Ce faci? Oricine va voi să scape viața, o va pierde. Dar cine își pierde viața pentru mine, o va salva oamenii. Observați, nu doar el își pierde viața, ci îmi pierd viața și eu. E creștinismul, nu înțelege lucrul ăsta. Acceptă moartea lui în prima chemare, dar nu mai vor să moară ei în a doua chemare. Și atunci nu există ucenici. Pentru că asta însemnează ucenici, să mergi după Iisus. Dar tu nu poți să mergi după Iisus dacă nu-ți pierzi viața. Dacă nu mori. Păi uitați-vă dumneavoastră, dacă poți să afișezi 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 15. Hai să vedem. Dacă poți să afișezi. Eu zice, și El a murit pentru toți, pentru ca toți să fie iertați de păcate. Dar de ce a murit? Nu a murit să ne ierte de păcate? Ba da. Și am luat tot din iertarea Lui. Nu, ce facem noi la cină? Mâncăm trupul Lui, bem sângele Lui, luăm iertarea Lui, luăm curăția Lui, luăm justificarea Lui, luăm îndreptățirea Lui, luăm sfințenia Lui, luăm neprihănirea Lui, luăm tot. Dar zice, El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc acum. Ce să facă? Să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Și următorul verset. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu mai cunoaștem în felul acesta. Eu vreau să vă întreb, cum, ce înseamnă să cunoști pe Hristos în felul lumii? Adică nu mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii, dar cum înseamnă să-L cunoști pe Hristos în felul lumii? Știți cum, ce înseamnă? Dă-i înapoi la versetul 15. Însemnează să accepți prima moarte a Lui și să iei tot din ea și când pleci acasă să trăiești pentru tine. Asta înseamnă că cunoști pe Iisus în felul lumii. Tu accepți moartea Lui, iei tot, câștigi, beneficiezi și când pleci acasă, pentru cine trăiești? Pentru mine. De-aia a lua cina în chip nevrednic însemnează să te uiți la un miel cum este junghiat, cum curge sângele din el și să pleci acasă și să rămâi la fel. Și o mulțime dintre noi venim la cină, luăm cina, luăm trupul, luăm sângele lui și plecăm acasă, trăim, de luni trăiesc pentru mine. Păi nu e normal, ceva trebuie să te schimbe. Când vezi un miel crucificat, jertfit pe cruce, când vezi sângele curs, totul se schimbă. Zic, Doamne, de mâine trăiesc pentru Tine. Eu nu mai trăiesc pentru mine, nu mai am planurile mele, nu mai am ideile mele. Ci toate planurile mele cad la pământ și trăiesc pentru Dumnezeu. Dumneavoastră iubiți calea îngustă. Și ce credeți dumneavoastră că e calea îngustă? Eu știu că unii cale îngustă și bine așa asta. Înseamnă fără asta, fără asta, fără asta, fără asta. Asta e calea îngustă. Na, eu o să vă spun ce însemnează calea îngustă. Calea îngustă însemnează fără tine. Adică nu se poate merge cu sinele pe calea îngustă. E atât de strâmtă că sinele tău nu poate intra pe calea îngustă. E fără tine! Fără sinele meu, nimeni nu-l poate urma și nu poate merge pe calea îngustă cu sinele lui. Avem un bătrânel la noi și zice bătrânelul, zice, cu coarnele de cerb care vor crescut pe calea îngustă nu se poate merge. Apoi fiecare, unul e predicator bun, unul e cântăreț bun, unul are bani, unul are frumusețe, unul are sănătate, unul are poziție și ne-au crescut niște coarne. Păi cu coarnele astea, pe calea îngustă, nu se poate merge. Și acum ascultați-mă bine.
Pentru că Dumnezeu ne iubește și a văzut că am venit la El. Dar avem corniță. O zis un frate către mine, zice, Domnule, le dau jos câteodată și îmi cresc chiar. Da? Și nu se poate merge pe calea îngustă. Da, putem cânta, putem predica, putem veni la biserică, dar pe calea îngustă nu se poate merge cu sinele tău. Acum, când vorbesc de coarne de cerb, nu vorbesc în sens negativ. Nu știu dacă dumneavoastră știți, cel puțin în generația trecută, coarne de cerb erau niște trofee așezate pe pereți, erau niște lucruri frumoase. Adică e ceva încântător care ți-a crescut prin prestația vieții, prin reputație, prin prestanță. Ei, nu se poate merge așa. Și Dumnezeu, pentru că ne iubește și am venit la El, dacă nu vrem să ne dăm coarnele astea jos și să renunțăm la viața noastră și la sinele nostru, ne bagă într-o școală care se numește școala distrugerii. Nu știu dacă dumneavoastră puteți înțelege că tot ce vrea Dumnezeu este să ne distrugă. Vă place Evanghelia asta? Adică vrea să ne facă praf. Să ne frângă, să ne zdrobească sinele. Nu are nicio milă de sinele meu. Tot ce vrea pentru sinele meu este să mă vadă pe cruce răstignit. Nu o milă de sinele nostru. Am avut o soră și am văzut în timp ce predicam, s-a ridicat de pe bancă și plecat acasă. Și am luat o persoană cu mine și m-am dus la ea după aia. Zic, soră, de ce ați plecat? Ai făcut predica anumit pentru mine. Acum eu vreau să vă întreb, dumneavoastră când veniți la biserică, pentru cine vreți o predică? Dar sinele nu poate suporta. Sinele nu poate suporta adevărul. Vrem ceva să ne perie, să ne, nu știu, niște adevăr. Dar cum să mă distrugă Dumnezeu? Da! Asta vrea Dumnezeu, să te facă praf. Să nu mai existi, să dispari. Să nu mai trăiești pentru tine, ci să trăiască El viața în tine. Și atunci te bagă într-o școală a frângerii, te bagă într-o școală a zdrobirii, pentru ca să-ți distrugă, să-ți taie coarnele astea de cerb. Ascultați-mă, operația asta durează mulți ani. Până pacientul este lăsat mort. Când este declarat mort, Dumnezeu zice, hai da. Păi unde? Păi acum te folosesc. Dumnezeu nu poate folosi oameni cu sinele lor, ci trebuie să-i zdrobească, trebuie să-i frângă și după ce i-a făcut praf, îi folosește pentru că se vede puterea Lui. Uite, eu vă dau câteva cazuri în seara asta din Scriptură. Nu? Dacă poți să afișezi Faptele Apostolului, capitolul 7, versetul 22. Este vorba despre Moise. Fiți atenți ce spune Scriptura despre Moise. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. Vreau să vă întreb, cunoașteți vreun om la dumneavoastră în biserică care știe toată înțelepciunea românilor? Dar știți vreun om care știe toată înțelepciunea nemților? Sau a francezilor? Sau a englezilor? Dumneavoastră înțelegeți cine era Moise? A ajuns în vârf de piramidă în cunoștință, în inteligență, în înțelepciune. Cunoștea toată înțelepciunea egiptenilor. Vârf de piramidă. Dar auziți ce zice în continuare? Și era puternic în cuvinte. Dumneavoastră cum îl cunoașteți pe Moise? Puternic în cuvinte? Cum era Moise? Cum îl știți dumneavoastră? Dar nu a fost așa Moise. Era vârf de piramidă în înțelepciune, dar există oameni care au înțelepciune în interiorul lor, dar nu pot exprima în cuvinte. El e înțelept, dar dacă îl pui în față, el nu știe să exprime în cuvinte. E, Moise nu doar că era vârf de piramidă în interior, în înțelepciune, putea să exprime înțelepciunea în cuvinte. Deci era un savant. Și nu doar atât, zice, în cuvinte și în fapte. Există oameni care au inteligență, au înțelepciune interior, o exprimă verbal, dar nu o pun în proiecte. Nu știu să o pun în proiecte, în faptă. E, gândiți-vă, Moise avea înțelepciune, era vârf de piramidă, știa să exprime în cuvinte și punea în proiecte, în faptă. Era foarte puternic în desfășurare. Versetul 23. Avea 40 de ani. Cel mai puternic în vârstă. Vârst de piramidă. Deci vârst de piramidă în înțelepciune, vârst de piramidă în exprimare, vârst de
piramidă în proiectare, vârf de piramidă în vârstă, mai departe. A văzut pe unul din ei, fiul lui Israel, frații lui, suferind de dreptate, a luat apărarea, a zbunat pe cel a suferit și a omorât pe egiptean. Trebuie să înțelegeți, egipteanul ăsta nu era un copil, era un războinic. Moise era tare și fizic, că l-a îngropat pe ăsta. Deci tare fizic, tare în vârstă, tare în înțelepciune, tare în exprimare, tare în proiectare. Și acum fiți atenți ce scrie versetul 25. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui. Deci a ajuns vârf de piramidă și se gândea el că frații lui vor înțelege că Dumnezeu prin mâna lui Moise le va da izbăvirea. Dar n-au priceput. Și Dumnezeu, cred eu, s-a uitat la Moise și a zis, Moise, tu ești prea puternic. Și trebuie să te fac praf și slab. Și l-a băgat într-o școală 40 de ani până l-a făcut praf. Știți cine era profesorul lui? Socrul. Acum oricine, numai nu socrul și soacra. Asta e umilință și zmerenie de nu se poate. Adică tu ai ajuns vârf de piramidă. Știi să exprimi, ești un savant, pui în proiecte, tare în vârstă, tare în forță, și acum socul tu zici, auzi, mulgi oile de seara, adu-i laptele. Asta e umilință mare. Nu știu dacă dumneavoastră puteți pricepe de la ce nivel l-a coborât Dumnezeu 40 de ani până chiar a fost slab. A ajuns gângav, a ajuns cu un toiag și vine Dumnezeu și zice, Moise, hai, unde? Păi vremea să izbăvesc poporul Israel. Păi prin mine, nu? Și acum vor înțelege toți că prin mâna tot puternică a lui Dumnezeu dau izbăvirea. E, tu ai fose că predici bine, tu cânți, că tu nu știu ce, ascultă-mă, te va face Dumnezeu praf. Ar fi bine de bună voie să ne dăm cornițele jos. Să renunțăm la sine, să ne lepădăm, să ne punem pe cruce, ca să ne poată folosi Dumnezeu. Eu am 50 de ani și încă Dumnezeu mai are tăiat coarne la mine. Nu știu când o să termine. Vreau să spun, procesul ăsta e dureros, e fără anestezie, durează mulți ani. Dar acum vreau să vă spun un lucru. Ați văzut cum l-a făcut praf pe Moise? Așa te va face și pe tine. Vor fi circumstanțe, evenimente neplăcute în viața ta. Autorități peste tine care nu-ți convin și o dai din tine așa, ascultă-mă, stai liniștit. Nu te scutura ca Samson. Stai, la vremea cuvenită Dumnezeu te va folosi. Eu țin minte când m-am pocăit, aveam o râvnă. Stăteam noaptea cu Dumnezeu, scriam pagini întregi, mi se părea mie că-s descoperiri. Și mă punea și pe mine câteodată la amvon. Când prindeam amvonul, făceam adunare generală. Îi dădeam, îi băteam, dădeam cu... până când! Și nu mai mă puneau luni de zile. Hai, și în mine fierbea. Păi bă, dar cum nu mă pun pe mine, mă? Eu care am descoperit, eu care așa. Și am vrut să plec în altă biserică. Zic, băi, dar până la urmă ce? Păi mă duc, au alții nevoie, de-abia mă apucă. Și Domnul a zis, stai aici. Și am stat umilit, și am stat zmerit. Și în loc să se ocupe Dumnezeu de ei, s-a ocupat tot de mine. Și mă bătea tot pe mine. Și mă frângea tot pe mine. După 15 ani, biserica asta m-a chemat să fiu pastor. Grei ani. Adică cum te bat jocoresc, te terfelesc, și după aia te cheamă pastor? Dar de ce nu a făcut-o din prima? Cum a zis un frate bătrân, i-a dat o mașină în numele Domnului. Și zice, la vârsta asta, dacă mă dădea la 25 de ani să fiu și eu ceva. Știe Dumnezeu când ți-o dă. Că nu mai ai corniță. Înțelegeți dumneavoastră? Ei, gândiți-vă la David. David, care a ajuns omul după inima lui Dumnezeu. Ei, nu știu dacă dumneavoastră puteți înțelege scena lui David. David era un băiat, un tânăr, abandonat, marginalizat, aruncat în pădure cu oile. În timp ce ceilalți frați a lui participau la
prezidențiale și Dumnezeu zicea lui proroc, nu e ăsta, nu e ăsta, nu e ăsta, prorocul zice, bă, dar nu mai ai niciun copil. Păi, ba da, dar n-a nicio șansă, l-am trimis la oie. Deci eu nu plec de aici până nu vine copilul ăla. Acum închipuiți-vă că băiatul ăsta cu păr bălai era în pădure cu oile și ajunge o slugă fugind și strigă, David! Da! Fugi repede acasă că prorocul nu vrea să facă nimic până nu vii tu. Acum gândiți-vă ce-o fi fost în mintea lui, cum o fi fugit către casă și ce-o fi fost în mintea lui, dar ce are prorocul pe mine? Dar de ce mă vrea prorocul pe mine? Și acum gândiți-vă că a ajuns în fața bătrânului proroc și când îl vede, bătrânul proroc zice, îngenunchează. Și David se pune în genunchi și simte că îi curge ceva pe cap. Acum copiii dumneavoastră nu știu asta. Dar un copil de evreu știa că atunci când îți picură un de lemn pe cap, ești făcut rege. Gândiți-vă ce-o trăit, ce momente fantastice, ce era în inima acestui băiat, în mintea lui. Și bă, ăsta mă face rege și aude vocea prorocului. Iată unsul Domnului! Ascultați-mă ce vă spun. Din momentul ăsta, când a fost declarat unsul Domnului și a fost uns ca rege, David, în loc să fie înscris în linia regală, să-i se pună coroană și să fie pus pe tron, intră în ani de agonie, de suferință, de frângere, de zdrobire. Păi acum gândește, păi cum mă uns Dumnezeu și mă face praf? Mă uns Dumnezeu și mă lasă în circumstanțe din astea, mă face rege și mă urmărește un nebun. Și fiți atenți, bisturiul cu care Dumnezeu opera în David era tocmai unsul domnului Saul. Dacă ar fi dușmanii, dacă ar fi vrăjmașii una, bă, dar tocmai fratele din comitet, tocmai păstorul, tocmai slujitorul, o zis o soră către mine, zice, frate Mihai, ți-am zis odată ceva ce nu trebuie, nu prostii, da? Nu trebuie să spun vorba aia, a fost fără har. Nu ajuta pe nimeni. Și zice sora către mine, frate Mihaiță, eu am crezut că dumneavoastră sunteți omul lui Dumnezeu. Sunteți unsul Domnului. Și am tras o săgeată direct în inimă. Și acum ajungi la tare, poate ai fost vreodată rănit, poate... Dar ce credeți că unsii Domnului nu greșesc? Dar acum ascultați-mă. David... Și el avea în sângele lui, cum ai și dumneatale, în fiecare dintre noi, în sângele nostru, curge un Saul. Și Dumnezeu nu vrea să fii un rege după rânduiala lui Saul, ci vrea să te facă un rege după rânduiala lui David. Și vrea să-l distrugă pe Saul din tine și va lăsa circumstanțe care ție nu-ți plac chiar în biserică. Chiar în poporul Dumnezeu. Păi gândiți-vă că o femeie s-a dus la templu și s-a rugat cu foc și preotul ce zicea? Păi du-te acasă, vă trezește că ești biată. Azi mai fi mers la biserica asta? Adică cum, preotul îmi spune că ești biată când eu mă rog cu foc? Păi nu mai mă duc acolo. Să se roage el cu familia lui. Nu. N-ar fi ieșit niciun Samuel dacă ar fi făcut lucrul ăsta. De-aia Dumnezeu trebuie să-l distrugă pe Saul. Câteodată folosește oameni în circunstanță. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, David putea să uite la Saul. David era un erou național, nu era oricine. Putea să uite la Saul și zic, ei, păi tu ești un nebun, mai e nebun la cap. Tu n-ai înțeles, Dumnezeu te-a lepădat, s-a terminat, cu tine sunt eu. Saul ia săgeata și trage. Și oricine trage cu săgeți este un rege după rânduiala lui Saul. Uitați-vă la David, o lua și el săgeata să tragă? Nu. Deci eu nu mă ating. Sufăr, sunt apăsat, cât vrea Domnul. Înțelegeți dumneavoastră? Nu dați cu săgeți. Pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Saul n-a înțeles că Dumnezeu scrie istoria și pune regii. Au crezut că el e. Nu, Dumnezeu scrie istoria, el pune păstori, el pune prezbiteri, el dă apostoli. Nu eu! N-am de ce să dau un coate pentru lucrul ăsta. Dacă vrea Dumnezeu să fiu, e treaba lui să mă pună. Dar nu mă bat cu el pentru lucrul ăsta. Că nu am de ce, că nu-s ca Saul. Nu eu dirijez istoria, nu, eu sunt rege și pe toți îi omorâm. Nu. Dacă vrea Dumnezeu să mă pună, mă va pune. Nimeni nu va poate sta în calea mea. Nu dacă o săgeți, pentru că nu ești un rege după rânduiala lui David.
Și un alt bisturiu cu care Dumnezeu opera în David era tocmai fiul lui Absalom. Păi dumneavoastră înțelegeți, fiul care l-ai crescut la sân și ai avut grijă de el se întoarce împotriva ta, să răzvrătește. Asta doare tare. Am ascultat zilele astea, probabil că și dumneavoastră ați ascultat pe pustan, când ați zis, mă ustură de mor. Mă doare inima de mor. Mă, dacă e vorba de alotul, dar al tău. E al tău, e o frângere, e o zdrobire, te face Dumnezeu praf. Și avem și noi copii. Și soții care trădează, care înșeală, și oamenii suferă. Și sunt oameni la care ai făcut bine și se întorc împotriva ta. Și te doare. Tocmai Absalom, tocmai fiul meu, tocmai cel pentru care am făcut atâtea lucruri se întoarce împotriva mea. Știți ce a făcut David? A rupt împărăția. Și a zis el cu treaba lui și eu iau poporul. Așa a făcut? Nu. Ai voie să te ferești, ai voie să te retragi, dar n-a rupt împărăția. A mers desculț, a mers plângând, l-au blestemat, l-au huiduit și au zis, lăsați-i în pace. Ăsta e bisturiul lui Dumnezeu. Dar poate că Dumnezeu într-o zi va avea milă de mine și mă va aduce înapoi. Nu l-a mai interesat nimic. Și Dumnezeu l-a adus. Binecuvântat să fie El. Amin. Înțelegeți dumneavoastră? Sunt bisturie cu care Dumnezeu operează și noi nu suntem de acord. Dacă era un filistean, dacă era un păgân, dacă e vrăjmașul, parcă nu-ți pică așa de greu. Dar tocmai unsul Domnului, tocmai copilul tău. Da. Pentru că Saul din tine trebuie distrus. Dumneavoastră nu credeți că... O zis, m-a plăcut de un bătrânel, s-a dus fiul său la seminar, la institut, s-a făcut ani de seminar și l-a pus păstor imediat. La noi, la baptiști, cum termin seminarul, te pune păstor direct. Și a zis bătrânul către el, tatălui, zice, măi, eu nu știu cum ăștia de la seminar au putut să facă din tine un bătrân în 3 ani. Că așa zice Biblia, că bătrânii sunt supraveghetorii. Și cum au putut să facă un seminar de 3 ani un bătrân din tine? Mare lucru. Ascultați-mă, după seminarul ăla vine alt seminar. Cu alți profesori care alege Dumnezeu. Nu-i cu ăla care îl vrei tu. Și ar putea să se întoarcă tot prin tine. Ascultă-mă. Smerește-te. Stai liniștit. Nu fă războaie. Nu trage cu săgeți. Nu rupe împărăției. Pentru că vine timpul tău când te va folosi Dumnezeu. Binecuvântat să fie. Pune, te rog... Psalmul 133:1. Dumneavoastră știți că trebuie să ne facem tot mai mici, tot mai mici, zice o cântare, sunt un bulgăraș, sunt un strop de rouă și cu cât mă văd mai mic, de-aia problema la noi este că ne vedem tot mai... Și Dumnezeu unde e? Și atunci trebuie să ne frângă, să ne zdrobească, să ne distrugă, ca să se vadă El. Uitați-vă ce scrie aici. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Am fost la adunare și a vorbit înainte de mine, lasă versetul 1 un pic. A vorbit înainte de mine un frate de la creștin după Evanghelie. Și a citit psalmul ăsta și a pus o întrebare. Zice, când locuiesc frații împreună într-o familie? Și odată el răspunsul, zice, când sunt mici. Uitați-vă când sunt mici copii, așa e de plăcut. Și de dulce, toți mâncă, toți dorm, toți se joacă. E o plăcere când ești mic. Cum unul crește un pic mai mare, zice, eu cu mucoșul ăștia nu mai stau mie, îmi faci camera mea. Îți dai seama? Numai un pic s-o mărit. El nu mai vrea cu toți, el vrea camera lui. Când crești mai mare, vrei casa lui, nu mai stai cu soacră ta. Ei, care-i mic, stă și cu soacră, stă și cu nora. Și-i dulce, și-i plăcut, dar cum crește un pic mare, nu mai convine. Secretul părtășiei întotdeauna e să fii mic.
Acolo se creează părtășie. Fiți atenți acum, dacă ești mic și e dulce și plăcut și locuiești împreună în părtășie, ce rezultate sunt? Este ca un de lemnul de preț. Deci în momentul când se creează părtășia prin faptul că tu ești mic, vine ungerea lui Dumnezeu. Eu vă spun, orice biserică poate să aibă ungerea lui Dumnezeu fără să cheme niciun predicator și niciun cântăreț. Dacă ei sunt mici. Dumneavoastră veniți în timpul săptămânii la părtășie. Când aveți? Joia. Veniți tot așa. Dar de ce nu veniți la părtășie? Că ați crescut mari. Mare, nu mai vine joia acolo. Vine numai duminica, că el e student. Nu mai la grădiniță. Nu, dacă ești mic, zic, bă, păi da, eu-s mic, eu nu pot fără frații mei. Joi mă duc, marți mă duc, duminică mă duc, că-s mic. Cum un pic crești mare, a. Și vine ungerea peste părtășia asta. Al doilea lucru, dă-i mai un verset, 3. Este ca roa Hermonului, adică este prospețime și înviorare. Adică prospețimea și înviorarea vin unde este părtășie și oamenii sunt mici. Eu dacă v-aș pune din predicat, de exemplu, eu am un contact vizual, îmi place să mă uit, să văd oamenii, dar nu prea vezi roa Hermonului pe oameni, înviorare și prospețime. Deci că-s ca după bombe. Foarte greu să predici. Predic câteodată, mă uit la câte un frate, face așa. Au, zic, stai că mă uit la surori. Mă uit la surori, o soră, au, zic, asta a murit de tot. Și zice nevastă mea către mine, zice, mă, dar tu când predici, te uiți numai la anumite persoane. Păi zic, nu pot să mă uit la toate, că îngheț eu. Mă uit la câte o persoană care stă așa pe scaun. Păi de așa asta. Zic, ăsta acum am înghite cu tot. Și te înviorești tu. Se vede că are prospețime, are înviorare. E, asta se întâmplă când ești mic. Vei fi proaspăt, vei fi înviorat, vei veni ungerea lui Dumnezeu. Căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Viață pentru veșnicie, înviorare, prospețime, ungerea lui Dumnezeu. Unde este? Unde oamenii au părtășie și sunt mici. Vreau să închei, să vă spun că unul dintre cei mai mari dirijori ai lumii, numele lui a fost Toscanini, a cântat într-o sală de concerte și a cântat cu orchestra, a interpretat Sinfonia Noua de Beethoven. Așa au cântat-o de bine, că publicul s-a ridicat în delir, a început să ovaționeze și să aplaude. El când a văzut lucrul ăsta s-a întors către public și de obicei dirijorii fac un semn așa, de un gest. Publicul mai tare în delir. Când a văzut lucrul ăsta s-a întors la orchestra lui, la orchestranți și le-a spus următoarele cuvinte. Domnilor, eu Toscanini, care am dirijat în seara asta orchestra, sunt un nimic. Domnilor, voi care ați interpretat Sinfonia Noua de Beethoven în seara asta, sunteți un nimic. Domnilor, Beethoven este totul pentru că am cântat muzica lui. Acum vreau să vă spun ceva în seara asta. Domnilor, eu care v-am predicat în seara asta Mihăiță Dănilă, sunt un nimic. Domnilor, cei care stau aici lângă mine, sunt un nimic. Domnilor, cei care ați cântat în seara asta, sunteți un nimic. Domnilor, care ați venit să ascultați, sunteți un nimic. Domnilor, Iisus Hristos este totul. Cântăm muzica Lui, Sinfonia de pe cruce. Cum să iei strălucirea să o pui pe mine? Aici vrea să ne aducă Dumnezeu. Să spunem, Iisus Hristos este totul. Dumneavoastră înțelegeți ce e la baza creștinismului. Două chemări care conțin moartea Lui și moartea ta. Jertfa Lui și jertfa sa. Veniți la mine, pierde Dumnezeu, câștigi tu.
veniți după mine, pierzi tu și câștigă Dumnezeu. Asta însemnează să fii un ucenic. Și Biblia a spus, duceți-vă în toată lumea și faceți ce? Ucenici. Vor fi operații grele, fără anestezie în viața noastră. Va durea. Dar vă rog frumos, rezistați. Nu trageți cu săgeți. Nu faceți războaie. Stați înaintea lui Dumnezeu. Pentru atunci când vine vremea ta, vei rămâne în istorie ca David, ca Moise. Dar trebuie să suporți cu milință tot ce vrea Dumnezeu peste tine ca să te frângă. Dar eu zic că e mai bine, că de-aia a fost invitația, ce dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de el de sine. Să-și ia cu... Noi ar fi mai bine să dăm noi cornițele jos, să ne lepădăm de sine și să-L urmăm pe Domnul. Dumnezeu să ne ajute. Amin.